Așa, actiori a fost o perioadă foarte frumoasă, cu bani foarte mulți. Dar ceea ce s-a întâmplat după, pentru că eu am plecat de acolo, ce a prins raț, este cu totul altceva. Adică? Alte sume mult mai mari. Eu probabil dacă stăteam acolo, nu probabil, cu siguranță, pentru că eu am fost dorit insistent de patron. Ce ai, că auzeam că sărea de pe scaun, cum driblai 1-2 jucători. Da, eu m-am înțeles foarte bine cu el. Aveai bine. Aveai costum la fiecare gol marcat? Nu, cadou? Neapărat, nu. Asta a spus Florea. Exact. Nu, dar el am apreciat acolo și cam tot ce îmi doream mi se îndeplinea la secundă, să zic așa. Deci a fost clubul care ți-a dat ție liniștea financiară? Financiară și sportivă am simțit toate. Acolo am simțit prima oară că joc în Champions League, acolo am simțit stadioanele pline și am simțit că joc între fotbaliști. Și cam care ar fi așa, nu știu, cea mai excentrică întâmplare sau cel mai ciudat cadou pe care l-ai primit? Păi am primit mașină. Florea este, a fost în aceeași perioadă cu mine, am avut un meci cu Dinamo Kiev. La Kiev am bătut, dacă nu mă înșel, 2-1, am trecut pe primul loc și aveam primă perioadă aia, vorbesc de anii 2000, 35.000 de dolari. Deci noi jucam pe 35.000, 40.000. Cine a trecut pe acolo, ei știu foarte bine că așa este, cum zic eu. Și am venit la bază a doua zi și ne-au dat primele, că primele se dădeau înainte de antrenament și m-am întâlnit cu patronul. Și m-a întrebat dacă sunt mulțumit, asta era tot timpul vorba lui, dacă sunt mulțumit de primă. Vorbeam de prime de 35, de 40 de ani. Și ai zis vreodată nu? Păi n-aveam cum să spui așa ceva, păi când în România erau contractele 35-40 de mii, noi jucam pe prime. Total. De, da. Și i-am spus că am văzut o mașină, era Timoș Ciuc, care a jucat și el pe la Bayern München și a luat Champions League. Și l-am auzit în vestiar că există o mașină, un BMW M5. Uh-huh. Și nu văzuse. Și m-am zis la patron și i-am zis că am văzut o mașină și îmi place și vreau să o iau. Deci n-am terminat antrenamentul și mi s-a adus mașina la bază fără să dau niciun ban. Cu fundă, cu tot. Nu, cu fundă, dar fără să dau niciun ban. Cam așa erau lucrurile la șactiori. Adică atâta timp cât erai, jucai și erai apreciat, puteai să obții orice. Bine, dar mai auzeam povești că vă plimbați cu gențile, cu bani. Păi, aveam cam tot ce ne doream în perioada aia. Adică totul era cash, oricum, nu? Da, cu cash. Da. Și nu ai luat o razna? Nu. Nu. Unde sau pot să zic că am luat o razna, cum că trebuia să mai stau? Nu ți era frică să mergi cu geanta plină? Nu, păi da, nu, că puneam bani în bancă și transferam. La nu se punea problema. De multe ori semnai și lăsai acolo și cineva îi lua și ducea numele tău la bancă. Erați cam așa. Erați și păzit sau, nu știu, trimitea pentru voi pază? Nu aveam, sau... n-am avut probleme. Erați din punctul zei ăsta în oraș? Eram, da, zei. Nu putea să ia cineva de noi atât timp cât patronul era Ahmetov. Cine putea să ne deranjeze? Nimeni. Nu exista așa ceva. Cine se apropie cel mai mult ca și patron cu care ai lucrat în România de un Ahmet? De el? Nimeni. Nici ca stil, așa? Nimeni. Nu există. Deci, puteți întreba pe Raț, pe Marica, pe Stoican, Bărcăuan, Florea, Savu, care am fost acolo. Deci, cu acest patron nu se poate compara nimeni. Pentru mine rămâne numărul 1 până la 10. Dar cine este numărul 1 din România pentru tine, ca și patron? Să știi că, uite... Ai știut un Marian Iancu, Porumboiu, Gigi Becali... Da, ai... pentru mine rămâne, și am avut un respect deosebit pentru Iancu, care, la fel, a băgat foarte mulți bani pentru Becali, pentru că, până la urmă, a făcut ceva și a dat banii jucătorilor și nu e ușor să vii cu așa sume, pentru că acum sunt și eu pe partea asta, nu la nivelul lor, dar atunci mi se părea ușor. A, ești patron, dă banii la echipă. Este foarte greu să faci bani. Și îl apreciez chiar și pe domnul Porumboiu. A băgat bani și toți care am avut președinți, eu am un respect pentru ei. Dar cine nu e ușor să vină cel mai mult? Că știm cu toții, celebre sunt poveștile cu domnul Porumboiu. M-am înțeles foarte bine cu Iute la mânie și Dânsu. M-am înțeles și cu Gigi. Și cu Porumboiu, și cu Iancu, și cu Nea Gigi, da? Eu cred că toți m-au apreciat ca jucător. Și am simțit asta. Fiecare a avut nebunia lui. Frumoasă, nu pot să zic. Cu Becali venea în vestiar să ne făcea să râdem.
Dar atunci când intra în vestiar... Sau râdeați voi de el? Nu, nu s-a pus probleme. Nu, avea el ceva special.